Vicovu de jos are echipa de handbal masculin înscrisă la startul viitorului sezon al Diviziei A, al doilea eșalon valoric al țării. Noua grupare va juca sub numele de CS, de la Alpinism la Turism, Vicov Bucovina, și va disputa meciurile de pe teren propriu în sala de sport din localitate, ce are o capacitate de 300 de locuri. Conform repartizării făcută de Federația Română de Handbal, CS Vicov Bucovina va evolua în seria 1 alături de alte 13 formații, printre care CSM Ploiești, HC Argeș Pitești sau Poliaș, dar și sateliții a doua cluburi de Liga Națională, Știința Bacău și CSM București. CS Vicov Bucovina va debuta în campionatul Diviziei A în data de 13 septembrie pe terenul principalei favorite la promovare CSM Ploiești. Cu o populație de 6.000 de locuitori, comuna Vicovu de Jos este cea mai mică localitate din România, care are o echipă de handbal la nivelul primelor două ligi. La startul viitorului sezon al Diviziei A ar fi trebuit să se înscrie și echipa secundă a celor de la CSU Suceava, doar că oficialii studenților nu au ajuns încă la sediul Federației Române de Handbal pentru a depune documentația necesară.